Actualitatea în obiectiv Cu Daniel Alexandrescu Perspective și soluții biblice la probleme contemporane Stimați radioascultători, vă spunem bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii Actualitatea în obiectiv Sunt Daniel Alexandrescu și mă bucur să ne reîntâlnim pe calea undelor cât și pe internet Vă mulțumim pentru că ne urmăriți, ne ascultați, așa cum v-am obișnuit, de fiecare dată vom aduce în atenția dumneavoastră subiecte de actualitate pe care vrem să le abordăm în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Astăzi ne-am propus, așa cum am început de ceva vreme, să abordăm acest subiect al închinării. Vrem și astăzi să continuăm și să îl abordăm sub o altă fațetă, și anume muzica este o sursă de atragere sau de distragere în închinarea creștină. Ne bucurăm să îl avem pentru prima dată în emisiunea noastră pe domnul profesor Cristian Caraman, este profesor de teoria muzicii de închinare, de retorică Atât la Institutul Teologic Baptist din București, cât și la Institutul Teologic Timoteus din București, al fraților creștini după Evanghelie, este și prim solist la Teatrul Național de Operetă, Ion Dacian. Îi spunem bun venit în studioul Prodocens. Vă mulțumesc pentru invitație. Ne bucurăm și noi că sunteți cu. Uh, uh, noi, aici, cât și cu publicul care ne va asculta, așa cum am introdus deja subiectul de astăzi, aș vrea să pornesc de la uh, o afirmație a lui Beethoven, care spunea: Muzica este mediatorul între viața spirituală și cea trupească. Sunteți de acord cu afirmația dumnealui? Cum ați comenta o astfel de uh, observație? Asta ar fi glumea să nu fiu de acord cu. Ce spune Beethoven? Am înțeles. <laughs> Bineînțeles că sunt de acord. Acum, dacă pornim de la definiție, muzica este. Da? Deci, asta e un fel de definiție. Am și o definiție. Sunt multe definiții Bă despre muzică. Definiția, în ce mă privește, a muzicii este. Muzica este arta, e o artă care exprimă într-o modalitate specifică, directă, cu ajutorul uh, sunetelor, sentimente, stări uh, și atitudini psihice. Asta, așa, uh, pe scurt, ca să spunem uh, ce este muzica. Numai că uh, sunt și alte definiții uh, mai complexe. Nu, da, sunt mai complexe, dar. Uh, nu putem spune că muzica, să dăm așa o definiție, exact. muzica Stimul. este. Nu, muzica, eu când vorbesc cu studenți și întreb ce, ce e muzica, fiecare își, dă, își spune uh, părerea și zic, da, asta e muzica. <laughs> Pentru că muzica uh, înseamnă mult mai mult decât o definiție. De exemplu, dacă am câteva... Uh, citate celebre despre muzică, Ion Luca Caragiale. Zice, se poate exprima prin vorbe ceva mai grandios, nu este artă mai mare decât cea muzicală. Shakespeare. Vraja muzicii izbutește adesea să facă din rău bine. George Enescu. Menirea sfântă a muzicii este să stingă urile, să potolească patimile și să apropie inimile de o caldă înfrățire. Și tot George Enescu, cum cred în muzica pe care am iubit-o atât, cred și în Dumnezeu care m-a creat. După umila mea părere, zice Enescu, trebuie să fi cu adevărat naiv ca să declar serios că Dumnezeu nu există. însă și faptul ce este însă faptul că ce este invizibil ne face să-l adorăm, adică pe Dumnezeu, atunci și muzica Uh, adaug eu, este tot invizibilă, <laughs> ne face să o adorăm. Așa cum Dumnezeu este uh, invizibil și muzica, noi n-am văzut muzica, dar îi simțim efectele. Uh, spune în scriptură: Dumnezeu nu l-a văzut, văzut nimeni, dar îi simțim prezența și efectul. Uh, de asemenea, în, în Biblie vedem. Uh, uh, ce a însemnat uh, muzica în, uh, în economia uh, scrierii Bibliei, de exemplu David, ne așa știm foarte bine din 1 Samuel 16 cu 23, David lua harfa și cânta, iar Saul da, se simțea ușurat și Duhul Rău pleca de la el. Deci ce impact putea să aibă muzica asupra unui om. Alinare, liniște. Da, despre asta e vorba. Muzica despre asta vorbește. Sau tot la 1 Samuel 16 cu 16 poruncească numai Domnul nostru, robii tăi, sunt înaintea ta. Ei vor căuta un om care să știe să cânte cu harfa, deci să știe. Nu așa? Da? Și când Duhul rău trimis de Dumnezeu va fi peste tine, el va cânta cu mâna și vei fi ușurat. La harfă se cântă cu mâna. Deci, când vorbim despre muzică, vorbim despre sentimente, Stări, afecte, care se află în muzică. Asta, Muzica despre asta vorbește, nu vorbește despre altceva. Și atunci uh, 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 când uh, ascultăm muzica, ea ne, ne dă, ne oferă uh, tot ce a creat, tot ce este înmagazinat în ea. Uh, Platon spunea la un moment dat, uh, de, de fapt, Platon în scrierile lui evidențiază potențialul expresiv da Specific muzicii și efectul acestei asupra individului și a societății, ca purtătoare a valorilor morale pozitive. Deci, el studiază și și-a dat seama de efectul pozitiv al muzicii asupra omului. Mai târziu, Boetius, cu vreo 900 de ani după, după Platon, el face uh, aprecieri interesante asupra efectului terapeutic. Al muzicii și afirmă nici mai mult, nici mai puțin că boala, spune el, boala, uh, nu este altceva decât o dizonanță care se rezolvă prin muzică. Ar fi foarte bine să fie. Păi nu, dar chiar așa este. Am cunoscut, am avut un prieten, uh, a plecat la domnul, Părintele Dugulescu și uh, uh, vorbeam cu el despre muzică și zicea, zicea uh, eu când îmi scriu predicele sau îmi uh, gândesc ce am de uh, Predicat, pun muzică de Bach. Și asta mi-a plăcut, dar m-a și. <gântări> m-a mirat. Pentru că, uite, un om care gândește, scrie, ascultă muzică. Zic, dar nu te deranjează. ce nu, din contră? <gântări> deci, e frumos. foarte uh, important lucrul acesta. <gântări> Acum, noi știm că muzica este alcătuită din sunete, nu. Zice, 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 note, nu. Nota este semnul grafic al sunetului. Muzica e alcătuită din sunete, care. Ele sunt frumoase, sunete frumoase, că da, este muzică. Și strânse la oaltă aceste sunete, da, de către cineva, de către un compozitor, în mod mai măiastru, adică frumos, cu, cu școală și frumos, încât ne face, să, să ne face plăcere să o ascultăm. Deci, de ce ascultăm muzica? Pentru că ne face plăcere. De ce? Pentru că acolo sunetele acelea sunt puse în așa fel de cel care compune muzica respectivă, încât. Ne face nouă plăcere să o, să o ascultăm. Și acum, cu cât muzica este mai bună, cu cât este mai bună, cu atât ea ne vorbește mai bine. Și mai pe înțelesul nostru și mai, mai limpede simțim emoțiile care uh, sunt înmagazinate în muzică. Cu cât e mai bună atâta și simțim și preluăm acele uh, sentimente. Deci, uh, ce aș putea să mai spun este că... Multe aș putea să spun, dar uh, simțămintele, de multe ori simțămintele pe care noi le găsim în muzică, uh, nu, le, nu le putem numi. Cum numim, uite, mă uit acum, mă uit în jurul meu, spun, ecran, masă, scaun și așa mai departe. Deci, muzica îmi, îmi oferă niște simțăminte pe care eu nu pot să le numesc. Sunt așa sau sunt așa. Unele le pot numi. Îmi produce bucurie, îmi produce nostalgie și așa mai departe. Dar unele nu. Și asta este iar o taină a muzicii. Să ne uh, uh, dezvăluie sau să ne ofere simțăminte pe care noi le trăim dar nu le putem numi, dar ne fac bine. Înțeles. Foarte, Foarte interesant, da. Acum... Uh... Mi-a plăcut că ați mers și pe perspectiva biblică, și aici o să vrem să ne legăm un pic în dialogul de astăzi. Este muzica un dar divin pentru umanitate, este o creație a divinității și, eu știu, un dar pentru umanitate pe care să-l folosim din perspectiva aceasta teologică, biblică, aș vrea un pic să, să, ne raportăm, care este rolul ei și rolul pe care l-a avut Dumnezeu atunci când, când a încurajat partea aceasta muzicală în poporul său? Da, pot să un răspuns scurt. Da, este darul lui Dumnezeu. Acum depinde omul ce face cu darul. E un talent. E, cei care compun muzică și cei care interpretează muzică, o cântă. E o vocație, e un dar. Nu oricine poate să scrie muzică și, așa cum am spus, și de calitate, și, și mai puțin să o și mai interpreteze. Dar și aici este, de asemenea, un dar de a ști să asculți muzica. Da, mare dar. <laughs> să <-o> simți. <laughs> da, muzica este. Dacă citim de la începutul Bibliei și până la sfârșit, de la Geneza până la Apocalipsa, Dumnezeu a dat unor oameni și trebuie să recunosc că nu sunt prea mulți. Da? Acest talent, aș putea spune, dar dacă putem să-l numim și dar, talentul de a cânta, de a scrie muzică. Da, e un dar. Acum, zice, la un moment dat în psalmul 40 cu 3, mi-a pus în gură o cântare nouă. Cine a pus? Dumnezeu. Corect, da. O laudă pentru Dumnezeul nostru. Dumnezeu pune în noi. Beethoven a scris aproape mai mult de jumătate din simfoniile lui neascult, având inspirația lui Dumnezeu. Altfel nu se explică uh, operele lui monumentale, uh, uh, simfoniile lui monumentale, dar îi luăm pe toți. Și Beethoven și îi luăm toți compozitorii care rămân în istorie, aceștia au scris datorită darului pe care l-a dat Dumnezeu. E normal să fie așa. Dar în același timp e și darul de a putea interpreta ce au scris ei. adică o să lai sau să nu-l Dar, așa cum știm, orice dar trebuie uh, însuflesit. Trebe, uh, trebuie și școală. Bun, trebuie. am darul, știu, am vin. Uh, și eu am în capul meu de multe ori simfonii întregi, dar dacă nu știu să le scriu, ce fac? Le am în cap și... nu? <laughs> deci, da, este un dar al lui Dumnezeu de a, dacă este să spunem așa mai, mai direct, este un dar, da, dar <coughs> mai citim, de exemplu, în Noul Testament, Apostolul Pavel, Spune la un moment dat în două locuri: Efeseni capitolul 5, versetul 19, și Coloseni, capitolul 3, versetul 16. Cele două se asemănă foarte mult în ce spune Pavel. zice Să Cuvântul lui Hristos să locuiască din plin în, plin în voi, voi, da? Și sfătuindu-vă sfătuindu și învățându-vă. Cu psalm, cu cântări de laudă. Da? Dar dacă eu am cuvântul lui Dumnezeu în mine, atunci am și din partea lui Dumnezeu acest dar imbol și dar talent de a învăța, a sfătui. Da? Mai, mai înainte spune la versetul 18, ultima parte, fiți, fiți plini de Duhul Sfânt. Da? Noi vorbim acum, dacă vorbim de muzica în general, sau muzică pentru uh, Dumnezeu, sau cum spunem noi, auzângea, muzica creștină. La început Bun, deci, la dacă, general. La, la modul acesta. general, da, este un dar. Deci toți compozitorii care uh, scriu muzică, nu, când zic toți compozitorii, vorbim de cei consacrați și cei care, într-adevăr, operele lor au rămas în istorie. Are o valoare. Nu? Sigur. Uh, da. Sunt, sunt sunt dăruiți, hăruiți, ca să spunem așa, de Corect. de Dumnezeu. Atât com, com, când cineva compune și cineva interpretează, am spus, este o vocație. Deci asta este o vocație. Nu oricine se naște cu așa ceva. Ca paranteză, domnule profesor, am tot auzit mult afirmația asta. Dacă ai părinți artiști în domeniul muzicii, copiii moștenesc darul acesta, talentul ăsta de la părinți, automat? Sau sau sunt și cazuri în care nu s-a întâmplat lucrul ăsta? Aș putea spune și moștenesc aici și e vorba și de educație aici. Deci un copil când vede la părintele lui copiii mei, băiatul și fata mea, eu fiind muzician, ei au văzut asta, cu asta au crescut în familie. Și unul și altul au făcut muzică. Muzică pe pâine au avut toată ziua. Asta, dar sunt cazuri și când nu neapărat copilul trebuie să, să fie să urmeze o carieră de muzică sau nu nu, nu este un... Nu scrie nicăieri că dacă un părinte, un tată, mamă, în sfârșit, are talentul, darul de a, de a compune sau scrie, nu, automat și copiii. Nu, nu acest dar nu se transmite. Este da. înțeles. Deși e o gen, acolo, el. Eu ferm. zic mai mult prin educație. El vede, aude, copiii văd la părinți și cam iau cam tot. De aceea trebuie să fim și atenți uh, în viață. Da, imită și, cei, exact, acela. exact. Și el își preia în mintea lui de mic copil, preia. Uh, avem un nepot acum din partea fetei, și de când era uh, sărcinată, noi cântam. Cântam copilului. Cântări. Și acum la fel, tot cântăm. Uh, acum dacă va face muzică, eu nu știu. Dar noi cântăm, îl. îl, îl punem nu știu, noi și așa e frumos. Am înțeles. Dar puțin legat și de prima întrebare, să zicem, apropo de mediatorul între partea spirituală și cea fizică, da. Deci în momentul când prin muzică eu sunt îmbogățit prin ceea ce oferă muzica, sentimente, afecte, îmi formează chiar și personalitatea. Și lucru, lucrul acesta mă ajută, și din punct de vedere uh, mental, să gândesc altfel. O dezvoltare armonioasă. Dar și, și fizică. O stare de bine. Da, dar și fi, Deci, este, într-adevăr, este. Uh, uh, muzica uh, se adresează Minții, Duhului omului spune da, Pavel Proțeț. emoțiilor, plăcea. da. Da, 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 Să da. Se spune că și copiii evrei care în exact. general exersează muzica de mii sunt deștepți și sunt inteligenți. Acum știți inteligența vine nu numai prin muzică. Vine prin educație, prin cunoaștere. Un om educat se vede și cum vorbește și ce ascultă și cum se comportă. Absolut. Și muzica ne educă. Corect. Sunt de acord cu noastră. <coughs> Domnule profesor Caraman, fiindcă suntem într-un format de emisiune așa, în care încercăm să abordăm și partea culturală, <coughs> dar și cea teologică, aș vrea acum să pătrundem un pic, așa cât ne mai ajută timpul în prima parte, apoi în cea de-a doua parte a <coughs> emisiunii. Da. În rolul muzicii în mediul eclesial, ce rol are ea? În societate am văzut și ați făcut așa o imagine generală. În biserică, de-a lungul timpului și istoriei, s-au tot dezvoltat anumite genuri de muzică și o să intrăm în aspectul acesta. Cum vedeți dumneavoastră rolul muzicii în închinarea creștină, în mediul eclesial? E și tema emisiunii noastre, de mm -hmm. fapt. Ne apropie de Dumnezeu în închinarea aceasta liturgică sau ne distrage? Sunt anumite genuri de muzică mai favorabile în direcția asta și altele nu? Cum vedeți dumneavoastră lucrul acesta? Eu am scris un articol acum ceva ani în revista Muzica. Rolul muzicii sacre în transformarea societății. Uh, acolo am spus mai multe lucruri. Deci, rolul uh, muzicii uh, în societate, am spicuit așa câteva lucruri, rolul muzicii în biserică este de uh, a ne apropia unii de alții și ne, a ne apropia de Dumnezeu. Așa. De unde scot eu fraza asta? Din Biblie. Spune Apostolul Pavel, 1 capitolul 14, versetul 26, uh, atunci când vă întâlniți la o la altă împreună, Sigur. ce să faceți? Dacă unul are vreo... Cântare. Așa, primul e cântare, interesant. Nu spune... Dacă <laughs> altul are vreo învățătură, altul are vreo descoperire, altul are vreo vorbire în alte limbi și o și așa mai departe, ce să facă? Și fraza. Să se facă pentru zidirea sufletească. sufletească. Ăsta e rolul. Deci, Pavel uh, spune foarte bine uh, despre ce este vorba. Deci, în rolul muzicii, în, uh, Acum nu vorbim de genuri și așa mai departe, da, 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 vorbim voi. în general. Rolul ar trebui, deci asta e. Că nu-l are întotdeauna, asta e altceva. Ar trebui, conform scripturii, să zidească. Ce? Sufletește. Foarte interesant. Hristos, Biserica. Da să zidească sufletește. Deci dacă vă întâlniți, asta să faceți. Și prin cântare, și prin vorbire, prin învățătură, tot ce faceți acolo, de fapt, ar fi, dacă este să analizăm, ar fi printre... Ce face Pavel acum? Arată, cam, arată cum se desfășura o liturgie la vremea respectivă. Cântare, învățătură, descoperire și așa mai departe. Toate se făceau cu un scop. Zidirea sufletească. Asta este rolul muzicii. Când vorbim de uh, 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 stiluri, de uh, genuri, de forme muzicale, ele toate, da, în biserică, trebuie să se ocupe cu zidirea sufletească a bisericii. Și dacă nu se întâmplă lucrul ăsta? Dacă nu se întâmplă, e rău. <laughs> adică, dacă nu se întâmplă, nu ne zidim sufletește. Punct. Renunțăm la muzică? Nu, nu renunțăm la muzică. Asta e o altă temă foarte frumoasă, da. da. Nu, nu renunțăm la muzică, renunțăm la cei care nu știu să cânte. Sau le spunem, domnule, dumneata, ai alt dar, ai alt talent, lasă-ne cu muzica. Sau îi învățăm. Uite, îi direcționăm. Asta le spun și la studenți, zic, unul din scopurile pe care, pe care eu l-am atunci când vă învăț muzică, este atunci când vă duceți acolo în, în comunitățile voastre de credincioși, ce ați învățat aici, să le spuneți și lor, mai ales celor care se ocupă cu muzica. Uite, eu aș vedea, aș, uite așa, adică dați-le niște direcții, pentru că veniți totuși cu un bagaj de cunoștințe. Deci, dacă este să spunem, rolul muzicii în biserică este de zidire sufletească. Dacă este să mai ne ducem mai încolo, mai este și de învățătură și de sfătuire și așa mai departe. Da? Deci, are un rol foarte important în. în, în economia uh, liturgică a, a unei comunități uh, religioase, indiferent de cult. Atenție, Am deci noi vorbim acum uh, de genuri. Dacă avem timp, vom vorbi și de astea. Sigur. Dar, noi vorbim în la modul a... general. În orice biserică, muzica are rolul de zidire sufletească, de întărire, de sfătuire uh, a credincioșilor, a celor care se află... În... În comunitatea respectivă. Acum <coughs> sunt și cu asta ne apropiem de finalul primei părți: da? că sunt multe lucruri de punctat aici. Considerați că sunt anumite genuri de muzică mai propice mediului eclesial, stiluri de muzică și dumneavoastră ca specialist în muzică știți de-a lungul istoriei cam care au fost tipurile de muzică în societate, în general există ispita asta și în biserică să preluăm trendul chiar și în muzică, în biserică ne ajută, nu ne ajută în închinare lucrul ăsta cum vedeți dumneavoastră aspectul acesta? Depinde de mediul eclesial Depinde de în ce mediu te afli. Da? Uh, depinde de asemenea de contextul, deci de mediul eclesial, de contextul cultural, de contextul educațional, de contextul religios, da? Eclesial, religios, Sigur. am mai spus. Da. Uh, de, 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 uh, și de contextul, apropo, de geografic, unde ne aflăm. Și, nu în ultimul rând, de fapt, important este de timpul istoric unde ne aflăm. Pentru că genurile muzicale au apărut, nu au apărut toate deodată cum le cunoaștem noi acum. Da? Și atunci ne uităm și în istorie și vedem cum au apărut. Pe urmă, ne ducem, de exemplu, în Biserica Primară. Deja avem câteva, cel puțin în scriptură, psalmii, cântările Dumnezeu și cântările de laudă. Bun, dar nu sunt numai astea. Astea sunt cântări, dar e vorba de genuri și acolo avem o multi, multe genuri muzicale în, numai în, în timpul bisericii primare. După aceea uh, urmează în uh, secolele care urmează, uh, care uh, se succed și uh, atunci când uh, biserica devine o instituție. Odată cu Constantin cel Mare. Nu? Deci toate lucrurile acestea uh, înseamnă timp, istorie și muzica de fapt de cultă, când vorbim de muzica cultă, ea de fapt a apărut în biserică, n-a apărut în altă parte. că nu era nu exista pe vremea aceea, acum 2000 de ani și ceva, scene cum suntem noi acum nu exista. În biserică a apărut. Au apărut genurile muzicale mai târziu, s-au dezvoltat și mai și mai târziu au început genuri care se cântă la liturgie, pentru liturgie, genuri care se cântă în, mediu mediul laic, dar atenție, aici vreau să fac o, o remarcă. Există muzică religioasă liturgică, deci numai în biserică, și există muzică religioasă de scenă. Da, da? foarte bună observație. Păi da. Genuri muzicale. Oratoriu și cantata de exemplu, dau numai asta. Da. Se cântă, nu, nici n-ai loc acolo. Bine, se cântă și în mediul eclesial, dar nu la liturgie. Mesa, în schimb, este mesă liturgică la, la, în Biserica Catolică și uh, misă sau mesă, misă, de fapt, nu mesă, misă concertantă. Nu? Dar tot religioasă este. Și una și alta același subiect au. Poate avem timp să vorbim de da, uh, Coralul Coralului De exemplu, Luteran Ăla este specific este Care aparține uh, serviciului liturgic uh, Luteran Nu e pentru A, ah, că s-au preluat după aceea cu mari compozitori Au preluat modelul de coral Sau cum a fost Bach A luat uh, modelul de coral și coralele Chiar scrise în vremea lui Luther Și din el, uh, pe baza lor A scris muzică superbă, dar foarte multă muzică religioasă, creștină. Cântecul Gregorian, de exemplu, să la baza muzicii liturgice catolice, dar nu numai. Și la alte... Deci, ea s-a născut prin muzica creștină sau religioasă, aparținând bisericii creștine, ea s-a născut, a luat ființă în biserică, în mediul liturgic, după aceea s-a dezvoltat și a ajuns înfins. și în afara bisericii. Domnule profesor Caraman, mulțumim mult pentru aceste precizări am impresia că doar am intrat așa un pic în domeniul ăsta în care da. avem multe de, de discutat dar timpul nu ne este prieten și uh, o să încercăm în partea a doua emisiunii să, mm -hmm. să deslușim și câteva aspecte, particularități ale mm -hmm. mediului eclesial. Da, vă mulțumim mult pentru prezența în emisiune și vă așteptăm în partea a doua Vă mulțumesc și eu de invitație Stimați radioascultători, aceasta a fost prima parte a ediției emisiunii de astăzi, actualitatea în obiectiv. Sunt Daniel Alexandrescu și am încercat împreună cu invitatul nostru, domnul profesor Cristian Caraman, să intrăm în subiectul muzicii ca mijloc de atragere sau de uh, distanțare în închinarea creștină. Vă așteptăm și în partea a doua a emisiunii. Vă mulțumim pentru atenție. Până data viitoare, fiți sănătoși!